După ce au terminat tascul gătitului, Sergiu, Madi și Liviu Bogdana stăteau de vorbă în bucătărie și spunea Bogdana că a făcut o față Sergio atunci când Madi s-a ridicat și a fost pupată pe o obraz de către concurentul cel nou Andrei. Sigur, nu și-a dat seama probabil Sergiu, dar o să se vadă pe material dacă se va da. Sergio spunea că i s-a mai spus de multe ori că are o față expresivă și Bogdan a zis că și este la fel, nu poate să uh, se ascundă, pentru că imediat o trădează fața. Apoi Sergiu zicea că de fapt el nu a fost gelos sau ceva, nu a avut nicio treabă și chiar i-a spus lui Madi seară că fiind fata săptămânii trebuie să fie politicoasă și să îl ajute cumva să se integreze, să-i prezinte casa. Când Sergiu a spus că nu a avut nicio treabă și nu a fost gelos, Madi a început să râdă și la fel și Bogdana, iar Liviu spunea că el ar fi fost gelos și că el nu are multe limite după Madi spunea pe păi ce ar fi trebuit să facă, așa e frumos când îți oferă cineva ceva să îl pupi pe obraz și mai spuneau cu toții că pare un băiat bun și cu bun simț respectuos.